Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitului și taxelor locale pentru anul 2022, ce se va aplica la nivelul comunei Ciocina. Și doi, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe cele două secțiuni la data de 30 ianuarie 2021. Și bineînțeles, la punctul 3 diverse. O să mai avem la suplimentare. O să avem la suplimentare, dar care până atunci, în primul rând, vă rog frumos dacă sunteți de acord să aprobăm procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă, mulțumesc. Și vă rog frumos să faceți propuneri pentru un președinte. Da, vă rog. Solia Maria. Domnul Solea Maria. Ne auzi, da? Da. Mai sunt și alte propuneri? Mulțumesc. Cine este de acord cu domnul Solea Maria? Mulțumim. 12, de ce nu? Și cu Laurențiu, ești de acord cu președinte de ședință? Nu e de acord. Da, da, da. Da, este acolo. Având în vedere că vi s-a prezentat ordinea de zi, dar am să vă rog frumos că am mai primit între timp un proiect de hotărâre, acela de modificare a altei hotărâri emise de dumneavoastră, în care aprobam înscrierea stației de apă și a pompelor spațiilor ocupate, a terenului ocupat de spațiile unde sunt fântânile, de introducere în domeniul public. Și am avut unele scăpări. Am avut unele scăpări atunci, le-am rectificat acum și le avem pe masă, da? Pentru dezbatere, dacă e cazul, și să vă spunem și în ce au constat elementele de modificare. Deci dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi. Cine e pentru? Nu aș supune suplimentarea ordinii de zi spre aprobare. Asta este apanajul președintelui de ședință. Bine, l-am observat pe domnul președinte, de ce sunt înțeles. Dar nu e ordinea asta. Da, scopul e acela. Deci, să respectăm regulile. Deci, domnul președinte, vă rog frumos să aprobați, în primul rând, ordinea de zi prezentată de domnul primar. Supunem spre aprobare ordinea de zi prezentată de domnul primar. Cine este pentru? Având în vedere că am făcut prezentarea, spune și completarea întreaga ordine de zi. Având în vedere prezentarea pe care domnul secretar tocmai ce a prezentat-o, supunem spre aprobare suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 31 din 28-7-2021 privind completarea Completarea inventarului bunurilor care aparțin domnului public al comunei Ciocina, județul Iacovița. Cine este pentru? Da. Primul. Dăm citire ordinii de zi. Primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. Ce se vor aplica la nivelul Comunei Ciocina. Referat de aprobare, motivarea primarului Comunei Ciocina, anul 30/30 din 20 ianuarie 2021 și raportul compartimentului de specialitate al primăriei Comunei Ciocina, anul 32/38 din 21 ianuarie 2021. Avem comentarii legate de acest proiect? Nu? Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Pe cele două secțiuni la data de 30
anual 2021. Comentarii pe baza acestui proiect? Da, spune. Doamne, Romil? Eu am... Domnul primar, la dumneavoastră, avem. Am tot solicitat, în momentul când avem execuția bugetară, situația plăților. Noi considerăm, eu și echipa mea, să zic așa, colegii de partid, că nu se vrea lucrul ăsta. Deci, din primul rând, la dumneavoastră, nu mă interesează nici ce zice doamna contabilă. De câte ori semnați plăți? Că bănuiesc că nu faceți zilnic plăți. Dacă dumneavoastră, în momentul când semnați ordin de plată, scriați 25-a, 10-a, 12.000 la 10, aveți situația făcută. Cred că nu vreți să aprobăm execuția bugetară, eu altfel nu înțeleg. Suntem de luni, domnul primar, că zice, să mai avem cu să stau cu dumneavoastră, vreau să veniți acolo, să veniți și să vă scoate toate dosarele să le luăm. Nu venim să stăm. Păi de ce? Să veniți să stăm la primărie, când v-am zis, știți cât vă ia, cred că nu vă ia 10.000. Cred că nu, dar e prima de zile, noi nu acum. Dar pentru asta eu vorbesc. Bun, eu de acum, pentru asta. Eu vă promit că câteva zile eu... Așa le-ați promis în decembrie. Nu, mă repet, acum. V-am zis, ești cu pixul, că nu vrem nici așezat în pagină, nici... Atât, dacă dumneavoastră ne trebuie și semnați ieșosul paginii, noi nu am fi comentat nimic. Acolo și tot ceea ce ați semnat așa trei de zile. Deci v-am zis, sunt sigură că nu faceți zilnic. 5 minute voia să scrieți, să le arătați, uite-mă. Dar mai am spus de atunci. Veniți acolo, nu e nicio problemă, că nu poate să stai cineva. Dumneavoastră a spus că ați dat în lucru la doamna. Da, 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 eu vorbesc clar de asta. Deci, strict de asta vorbesc. Știați foarte bine ce solicitare. Deci, baza referată pe care ați spus, sau desi pe care ați spus, eu am spus impusătorul pe aprobare cu departamentul contabilitate. Am discutat după cu domnul primar, după cum a spus, am dat un lucru la contabilitate și tot am vorbit cu doamna contabil, doamna contabil. Are, sunt multe probleme de rezolvat și ce-am spus, doamne, hai să vă rezolvăm. Dacă dumneavoastră vreau, iați, puteți. Dar nu vreți, asta mi-ați văzut. Da. Altcineva? Supuneți spre aprobare. Cine este pentru? Numără? 6 pentru. Da. Așa. Abține? Nu mă abține. 7 abține și 0 mă abține. Nu știu dacă mai aveți ceva noastră, cum așa o... Al treilea... Am așa, cele suplimentare. Și urmă vreau la noastră dintr-o la diversă. Ce-am făcut deja de... Anterior am dat citire și al treilea, a celui de-al treilea punct, cel care face obiectul suplimentării ordinii de zi. Aveți comentarii pe fața... Dacă ați dori să vă detaliez un piculeț cam ce ar fi trebuit... Deci vorba de locație, unde sunt curate... Da, dar într-o ultimă lege apărută în 2021, s-au făcut niște modificări structurale la tabelul care cuprinde detalierea fiecărui punct și nu s-a înțeles din hotărârea dreptă dacă această înregistrare este nouă sau e veche. Dacă se face referire la ceva ce a fost înregistrat sau ceva ce e nou introdus pe... Ne-am lămurit între timp, dar ce a rămas scris, a rămas scris și a zis ne comunicați modificările făcute și am avut mai multe. Până la urmă le-am depistat că astăzi am lucrat, nu pot să spun împreună, dar sub, să zic, tutela doamnei de la prefectură și am rezolvat, zic eu, favorabil ceea ce avea ca și obiecții la hotărâre. Supunem spre aprobare. Cine este pentru? Laurențiu, pentru, nu? Da, primar. Da. Da, spune. La diversa. Pa, Laurențiu.
Dar ce probleme sunt la tine? Poate atunci nu v-ați spus. Discutați în ultima dată de probleme de trebuie să vă dați măcar la ore. Având în vedere că banii au rămas aceștia 80.000, deja am vorbit ca în această perioadă să facem plata restantului taru de 282.000. Și restul ce a rămas să vină să facă cheltuieli. Dar până când un dat trebuie să consideră credit, dar trebuie să facă altă de mare trezorerie. Vă scuzeți pe mine, sunt duc să nu face nimic, nu. Nu mai zic, stau din gură, nu? Nu, nu. Da, și a rămas că după 1 noiembrie, sperăm că timpul să permită chiar cu mai plouă nicio problemă, să vină să reparăm drumul în drumul Măreziu și că Măreziu și așa, ce să faci de 180.000 de lei. Asta în legătură cu noi, să facem la stadiu, să facem străzile alea trei care poftiți? Te-au propus atunci? Ce spuneți? Nu. Tot așa rămâne să facem proiectul străzile alea? Nu, deocamdată am renunțat acum, ca să nu mai rămân din masă, rămân numai de pletuire. În caz că mai trebuie ceva, atunci pentru celălalt nu face. Da. Acum, și rămâne așa trebuie, trebuie gândită și chestia asta cu pietruirii, ca să ajutăm mai mulți oameni, nu doar câțiva. Dacă ne dădea ceva în plus acolo, dacă primea mai mult. Nu vorbim de plus, vorbim de banii care... Nu, ne dădea puțin bani mai mulți, că dacă noi aveam pe aceștia datorii din urmă, puteam să facem și banii. Și alea tare noastră sunt, trebuie să plătim. Da, asta e. Nu ca pe discuție, nu vorbim de datorii. Știți foarte bine că de-a lungul timpului noi am mai făcut diversul, dar noi am încadrat acolo și a fost bătută mult moneda pentru un drept de exploatare. Acum, deja noi am mai făcut și diversul, v-am spus parcă și la ședințele anterioare și cred că 7-8 zile o să facem o ședință de îndată, că dacă aveam documentația acum și dacă aveam și ridicările topo, puteam să introducem o ședință, dar având în vedere că nu sunt gata, ne trebuie neapărat să avem toată documentația sau poate documentația la proiectul de hotărâre. Să demarăm, proiectul ăsta de modernizare a drumului de exploatație agricolă. E bine cunoscut șuvițele de la Bordușelul pentru că de-aia ne bate pentru ele, nu pentru altceva, dar cum procedurile sunt atât de greoaie și caidul de sarcini atât de complicat, noi sperăm că de data aceasta să avem un avantaj mare, având în vedere că am schimbat acum și din toate cele constatate, se pare că am luat 95 de puncte din acele 100. Am schimbat strategia, plecăm de la drumul DJ de la Bordușel, de la un moment de la școală, mergem până sus la secție, facem la dreapta și ieșim numai la stația la 45 la Orezu, sunt 43 pe aia, și ieșim în drumul județean, DJ-201B. Asta e ala, Bărbușelul ăla, vreau zic că chiar înainte de ședință a fost un consultant cu Bărbușelul. Era o problemă acolo că ieșirea face chiar în marginea, buza podului, cum se spune, mai pe românește. Iar acolo am constatat și din documente pe care le-am avut la noi, din clasele și din situația de lucrări, reiese că noi avem o zonă acolo de care vine într-un plin, într-un trapez așa mai decontorat. Și vine tot mai bine face spre Orezu. Pe drum avem și pe partea stânga canalului și pe partea dreapta canalului. Am venit cu o propunere ca să fie viabilă acolo și care reprezintă o realitate în teren. Ocolirea 15-16 km care trebuia să trebuie de la Bărbușelul, Orezu, Pies sau Ciochina, care să venim până partea cealaltă, discute vreo 15 km. Iar lungimea drumului de aproximativ vreo 9 km. Atâta ne cadem că banii sunt tot aceiași. Chiar dacă de-a lungul timpului, dintr-un milion de euro s-au făcut 13-14 km. Acum lucrurile s-au mai schimbat, prețurile au așa, au crescut la materiale de toate alea și din calculele trebuie la Pies, am luat și șuvița de la Pies. Poftiți? Trebuie la un calcul. Da. Acum ce vreau să vă spun, din păcate, aici ele nu mai pot fi asfaltate, deci zona aia acolo, o să ne intre mulți bani la ziceți, la talozare, la compactare, la la șuvița de la Bărbușelul. Și vom merge cu asfalt, așa are și din capul acum,
de aceea vreau să vă informez, de la DGDC din 201, de la monument, până sus... 201B? Da, nu, aia, și B e la 201. Da, da, până 201. Nu, asfaltarea, orică dealul. Nu, orică dealul până la colțul la dreapta, la dreapta, la dreapta, care știe acolo, la scurciu. Un kilometru și ceva, nu știu cum să vă. Restul acolo până acolo și celelalte șuvițe pietruite. Și bineînțeles, niște șanțe, nu știu, alea nu sunt chiar atât periculoase ca șuvița asta aici. Aici se vor consuma mai mulți bani la tauzare, la drenare, la nu știu ce. Atunci, bun, dar vom discuta la, ședința la altă și am zis așa, că conform articolului 439 aliniatului 4, noi putem să facem, modificăm și lista de investiții perioada asta acum, dacă ieși și putem să luăm de la acest capitol, de la acei 20.000 care pusese mai iluminat public, era vorba să plătim, noi stabilise să plătim 100.000, dar noi am avut și n-am pus decât 20.000. Lăsăm 5.000 acolo, la acest capitol 700206, lăsăm 5.000 de lei și 15.000 de lei ducem partea asta la 8402 sau cât e, la drumuri de, indiferent că e de exploatare, că e modernizarea de drumuri. Da. Ca să putem să demătaie și că vrem să depunem proiectul până la sfârșitul lunii noiembrie. Că să fim între prime, având în vedere că avem și punctajul ăsta, adică ne-am mai mult decât atât, am prins și porțiunea asta de drum de la de la Ciocina, de la 10 zi. Tot așa ca să obținem mai multe puncte. Iar din calcul pe toate și că am avea vreo 95 de puncte. De la curs de aici, de la vulcanizare până la stația de epurare. Iar dacă el este acolo, revine din nou, iar modernizat, cu piată și noi face. Da, cu gunoaiele am reușit să restrângem la fără de gunoi. Lumea zic că am mai încercat să mai punem, ne-am dat și avertismente, încercăm să dăm și amenzi, am mai prins pe unii, i-am pus să le ia de acolo. Zic eu cât de cât am fost ploile acestea în ultima perioadă, n-am putut să o închidem și pe aceea de la, din zona Mitică Vlasă, nu știu cum mai spunem noi, în Cocor. Și încercăm să mai sensibilizăm oamenii și să facem să înțeleagă că aruncatul gunoaielor necontrolate ne costă pe toți și ne costă foarte mult și nu dă bine localității. Da. Nu știu altceva, că dumneavoastră mai e. Da. Domnule Dumnezeu, având în vedere că vine acuzatul aici acum, ce putem să facem, să putem să aducem înapoi, că doamna doctor să consulte la bordul și el. Vrei? Nu depinde de noi. Am mai avut discuții. Chiar așa am avut domnul din Gindrozea, domnul care nu stai și nu mai poate, că nu știu ce. Am dat nici alte condiții. Să încercăm să vorbim și de asta și toată care este acolo mai ce să facem. Soba, el, de sunt, sunt. Eu am fost la dispensar, am fost în zamă, la capitol. A zis că atâta timp cât este această pandemie, dânsa nu a mai plecat din cabinetul medical aici, unde sunt toate. E foarte rău pentru că eu n-am. E bine, oare... Și noi... Cred că da. Da, ba, asta e. Ia la capitol. Problema este că și la aici, la cabinet, oamenii sunt afară. Și nu depinde de noi. Cabinetul este privat, este cumpărat, este clădirea dumneavoastră, este spațiul dumneavoastră, când s-a hotărât pe ce se face. Poate nu face să facă altceva acolo, sau la așteptare sau... Da. Da, când s-a luat... Problema este că s-au oamenii afară. Hai că a fost cald, a fost vara, a fost așa, dar acum au fost noi, au fost și eu. Am discutat cu niște femei pe ploile alea duce, erau unde săracele până la piele, au stat afară pentru că și... Te duce acolo cu polul și te duci cu două. A spus clar că nimeni nu o poate obliga să se ducă acolo atâta timp cât este pandemia asta, deci când s-a lucrat că din cabinetele primării. Nu e o pandemie, dar nu e o lucru. Că înainte să vină pandemia. Nu, odată cu pandemia. Nu, odată când a început. Când pandemia, nu ce-a să stat. Când să te deplasează de eu. Și cu ce să duci? Cu ce să duc? Unii nu au cu ce. Știți că pe coadă am trecut, au fost microbuzul. Da, da, când au fost buzurile sistate, au fost microbuzul care s-a deplasat. După aceea am sistat și cursele cu microbuzul, a început școala, s-a sistat și că trebuie și... Asta, dați-mi o
Și o dată pe săptămână de așa acolo. Vreau să zic, eu mă fac un săptămână și un săptămână aia. În cealaltă săptămână, nu mă pare. Sau în altă zi. În altă zi, e greu. Acum câteva zile am emis ordinul de începere a lucrărilor la lucrurile de joacă pe Alpinadi și sperăm, nu știu dacă timpul va menține, să începem lucrurile acolo la lucrurile de joacă la Bâlcea, cu Bâlcea, cu Bâlcea. Nu știu ce mai am ceva. Dar dacă vrea să mai... Eu aș vrea să mai spun ceva, dacă tot în calitate de consilier, dacă mai faceți lobby pe lângă cetățenii în localitățile dumneavoastră pentru înscrierea la vaccinare. Sunt în discuții cu Centrul Național Militar pentru Vaccinare. Acum trimit o situație. Săptămâna viitoare să sperăm că vom reuși să, deși sunt foarte, foarte ocupați, dar noi foarte solicitați, noi am mai avut cu ei în astă vară această campanie și suntem în relații de colaborare bune. Determinați oamenii să vină să se vaccineze. Trebuie o copie după buletin, un număr de telefon și să specifice cu ce vaccin vor să se vaccineze. Johnson, Pfizer, am înțeles că peste vârsta de 70 de ani nu vaccinează cu Johnson. Iar Moderna, mai puțin de Moderna, nu știu ce să-mi spună, deci Pfizer și Johnson. Avem acum înscriși în jur de 100 de persoane pentru care primim situația. Pentru ce a fost față de... Avem o rată de 15,5% aproape 16%. Am sărit, a sărit la 16%. Roșu, da. Bine, nu 15%. Da, depășit 15%. Avem 15,5%. Și o altă problemă, eu am mai chemat pe rând, că tot așa am făcut, toată lumea era ocupată. Acum, care mai sunteți pe acei... Suntem 16.06. Deja. Da. Acum, pe locul 4, nu? Dimineața era 15.05. Noi așteptăm din zi să primim de la mediul autorizația de funcționare la platformă. Eu am făcut vreo 7-8 seturi de chei pentru platforma acolo. I-am dat, l-am chemat, am întâlnit un proces verbal pe care am făcut ca propriu de fiecare, unii cu Ienelul, Mihai Barbu, și cei care mai sunteți aici, să veni să dau câte un set de chei și să ducem acolo. Când timpul ne permite sau e problema asta cam mai grea cu pandemia, venim cu toții să mai discutăm acolo, ca numai dumneavoastră sunteți cei care vă depozita cu noi de grajd la acea platformă, iar în caz dacă acolo apară alte resturi, ștale sau alte noaie nepermise în cadrul platformei, fiecare, până la urmă, dată nu avem serviciu, nu avem bani, nu avem ce să lupte acolo. Dumneavoastră v-ați dus ca un om civilizat și ca un fermier corect, ați depozitat în partea dreaptă acolo sau într-un colț așa, cât să acum mai mult vom împinge, găsim o soluție acolo, vom restrânge. Astfel încât ca noi de gras să nu se mai ducă în altă parte decât această platformă. Dar, repet, numai cu noi de gras și brat, știți că fără sârme, fără butic, fără petru, fără fiare, fără scândură, cărămidă sau cuțină. Trebuie discutat, dar nu știu și mierii de la Mare de la Comisia. Dar nu înțelegeți, dar nu aici. Dar nu să vină, nu? Da. Deja cum sunt, da. Rezolvăm problema la Ciochina și acum ce facem? Nu, domnule, vorbim la Ciochina și pentru că ei sunt... Da, da. În afișele la asta am și zis acolo. Că nu se duce altă parte decât aici. Nu știu, dar nu să vină. Putem să încerc... Avem acolo 2, 3, nu știu câte avem. Avem acolo Sitarul Petre. Pe celălalt cine e acolo? De Marinache, Popescu, la Pierre și Cavocoș. Da. Sunt bine cu ăștia. Ăștia trebuie să aducă tot aici. Cu gunoiul, ce se întâmplă de acolo? Ia... alte societăți? Sunt de acolo,
cam așa ar fi, dar dacă mai este mecenarii cu cine mai vrei să mergi cu fermier, nu să vizionezi nicio problemă. Unii fermier, zic, nu îl aduc acolo, cum trezește, aduc pe costurile. Îl iau și vorul mă duc. Da, poți să legi. Adică acolo e sigur că e curat, acolo e sigur că e ortic, că ai venit cu mașina la încălșitat. Nu mai e platforma care se poate cu petru, cu hârtic, cu sârmă. Îi spune la toți că sunt și cei cu da, mai puține animale. Care duc tot la mare. Dar vedeți că cei care au câte deci, mai puține animale și pe astea, ar trebui să stabilit așa un fermier, un fermier care nu poți să faci 200 de chei. Dar restul, la timpul ierbii, sunt mai în spațiu închis și se adună.